Bună seara, băieții, fete, ne aflăm din nou la München. La München. La München. De data asta la meciul de UEFA Champions League împotriva echipei lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev. Dacă m-ați fi întrebat ieri, aș fi zis că o să câștige Bayern München, clar. Dar după ce am văzut ieri meciul lui Real Madrid cu Sheriff Tiraspol, nu mai sunt atât de sigur. Și aș zice că Mircea Lucescu poate să producă o surpriză oricând cu oricine. Domnul arbitru, mi-a morsește mâna. Bine, a început partida între Dinamo Kiev și Bayern München, contând pentru etapa a doua din grupele Champions League. O atmosferă superbă. Incendiară. Cam 25-30 de mii de oameni din 70 de mii. Superb. Ce fac? Nu a fost nimic. Domnul Mircea Lucescu. În aceeași grupă, Benfica a deschis scorul minutul 4 cu Barcelona. Lumea este în extaz pe Allianz Arena. Lumea este în extaz. Cel mai mare extaz aici. Opa. Mamă, ce pasă! Centrare! Oh! Deci, Manuel, să nu luăm gol, da? A slab o dată. Ce-o văd, mă? O da penalti pentru Bayern München, habar n-am de ce. Nu s-a văzut încă nimic. Să ne arată o reluare. Dar probabil că va fi 1-0 prin Lewandowski. Hai să vedeți șutul, filmează. Hai mă, că abia și-au pus ninja. Yeah! După cum am spus, fără probleme, 1-0 Bayern München prin Lewandowski. Lewandowski ar trebui să primească balonul de aur anul ăsta. Pentru că nu l-a primit anul trecut, că nu s-a ținut. Anul ăsta se ține să-l primească anul ăsta. Bayern!
joacă. Shoot. Ia-mă! Ia-mă! A fost frică să șuteze. Ia, uite-l, mă! S-a mai liniștit atmosfera. Dinamo Kiev a avut câteva tentative, însă Bayern i-a contracarat cu ușurință. N-au avut nicio șansă. Și contraatac. Sau nu? Ce mai schemă? Ia uite-l, mă, că fuge! Nu știu cum îl cheamă, dar fuge. Fuge Ucraina, nu fuge. Da, acum e singur. Era să, ia, să scapă. Dinamo Kiev nu se apără rău deloc. Numai că au făcut greșeala aia la Hens, la penalti. Deci când acum au zis, eram sigur că o să ia gol. Secunda a doua lua gol. Da. A dat o pasă filtrantă pe la mijloc. Și gol din nou, Lewandowski. Lewandowski. Părți. Ja. Am auzit. Cred că o prins, frate meu, mingea. Mamă, ce se bate în fotbal! Contra la tag. Sau nu? Sau, da. Că e fază importantă. Ia! 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 Unde am rămas? Ziceai de FIFA. Da, băga la FIFA o chestie, mă. Când pierzi cu 3-0, joci acasă, știi? Deci încep să-ți plece fanii de la stadion. Ce, serios? Da. Ce tare.
Dar de mult au vrut jucătorii să bage așa o chestie. Păi da, are sens. Că gen, mai pleacă lumea când pierse. Da. Deci înainte pierdea 5-0, dar erau toți fanii acolo. Da.